Tatăl Timotei, adevăratul meu copil de credință, har, îndurare și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Hristos Iisus, Domnul nostru, după cum te-a rugat la pe care am în Macedonia, să rămâi în Efes, ca să poruncești unora să urmeți pe alții altă învățătură și să nu se țină de basme și de șeruri de neamuri fără sfârșit, care dau naștere mai mult la certuri de vorbe decât fac să înainteze lucrurile lui Dumnezeu prin credință. Așa fac și acum. Ținta poruncește dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Unii fiindcă s-au depărtat de aceste lucruri, au rătăcit și s-au apucat de flecărie, vor să fie învățători ai legii și nu știu măcar ce spun, nici mă râdumeresc. Noi știm că legea este bună, dacă cineva întrebuițează bine, că știm că legea nu este făcută pentru cei neprihănit, ci pentru cei fără de lege și nesupuși, pentru cei nelegiui și păcătoși, pentru cei fără evlavie, necurat, pentru cegătorii de tată și ucegătorii de mamă, pentru cegătorii de oameni, pentru curvare, pentru sodomiți, pentru văzători de oameni, pentru mincinoși, pentru cei ce răstim și pentru orice timpuriu învățăturii sănătoase. Potrivit că e vremea la slavei fericitului Dumnezeu care mi-a fost încredințată în mine, mulțumesc lui Hristos Iisus Domnul nostru care m-a întărit să m-a socotit de încredere și m-a pus în slujba lui, măcar că mai înainte eram hulitor, împlicător și bajocoritor, dar am căpătat în groare pentru că lucram din neștiință, necredință și harul Domnului nostru s-a înmulțit peste măsură de mult împreună cu credința și cu dragostea care este în Hristos Iisus, o adevărat și cu totul de primit. Spre Dumnezeu care zice, Hristos Iisus a venit în lume ca să nucească pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu, dar am căpătat îndurare pentru ca Iisus Hristos să-și arate în mine cel din tâi toată de lupta lui răbdare, ca o pildă celor ce ar clădelele în urmă, ca să capete viața veșnică, a împăratului veșnicilor, a nemurtorului nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie ajută și la vecele celor, amin. Porunca pe care ți-o da fiule Timotei după prorocile făcute mai înainte despre tine este ca prin lăsătări lucrurile cea bună și să păsesc credința și un curget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Din numărul lor sunt nimeni și Alexandru pe care am dat mâna satanii ca să se învețe să nu hulească. 1 Timotei, capitolul 2. Vă gândim deci înainte de toate să faceți rugăciuni, ceriți pe șorții mulțumit pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt îndreptătorii, ca să putem duce în viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înainte lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru care vă și caută să mergi să fie mântuit și să vină la cunoștința adevărului, că acesta este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care se da pe sine însuși ca pe răscumpărare pentru toți. Faptul acesta trebuia de fi la vremea cuvenită și propovăduitor și apostolul lui am fost pus să spun adevărul în Hristos, numim ca să mă spunea mult credință așa de vorbim. Vreau deci ca bărbații să se iară în acel loc și să ridice spre cer, mâini curate, fără mâine și fără îndeu. Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chipii cuvincioși, cu rugăciune și sfială. Nu cu plătituri de păr nici coru și cu modulitare nici coine scumpe, ci cu acte bune cu ție cuvine femeilor care spun că suntem la viață. Femeia să învețe în tăcere cu toată supunerea, femeia dă voi să învețe pe alții, să se ridice avem presul de bărbat și să se ia în tăcere, căci te-a fost întobită, dar și-o părba și nu doamna a fost amăgit. Femeia fiind amăgită s-a făcut vreodată de călcarea poruncii, totuși eu m-a fi mântuită prin nașterea de fi, dacă îți răspuns merene, încredite în dragostea și în ființenie. 1 Timotei, capitolul 3, adevărat este cuvântul acesta, dacă rămânește cineva să fie episcop, dorește el lucru, dar și voi ca episcopul să fie fără prienă, bărbatul nesigur în el este cumpătat în țile, vreau ce este primitor doar pe sunt stare să văd alții, să nu fie nici bățiv, nici bătău și nici doritor de câștigări și face să fie blând, nu nici dormitor de bani, să-și chimnisească bine ca să știu țină copii să vedele cu toată cuvința. Cogea că cineva nu știe să-și cunoască bine casa lui, cum va grijă de biserica lui Dumnezeu, să nu fie întâlnit la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngâfe și să cadă lăsând de zeu. Trebuie să aibă și o bună mărturie din partea celor de afară, ca să nu ajungă de ocază și să cadă în cursa de amului. De acolo, asemenea, ce voi să fie ce zic, o codă oferță în mort de mărvin, în jurul de câștigă așa, ce să-ți păsezi în amintiți, într-un curat curat. Trebuie să știți statul și numai dacă sunt fără prea să fie de apoi. Femeia trebuie să fie cistită, neclevitoare, cumpătată, cricioasă în toate lucrurile. De acum să fie bărbat, să-mi strigure neveste și să știe
să-și cărmească bine copii și casele lor, vezi, cu acest ce face bine calea, cu domnul de sădăciste și mă dă să le în credința care este în Hristos Iisus. Însă aceste lucruri, cu nădejdea că voi veni cu la tine, dar dacă vii să vii, deci cum trebuie să te poți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului, ce iubiți să-l puși temelea adevărul și până doamnă mare stăra Evlia mea, ce a fost santa, după a fost dovedit, neprindit în Duhul, a fost văzut, înger a fost propovăduit, pretenaur a fost pe zultul lume, a fost sântat în slava mine. Thank you.
Thank you.
jos pe pământ stăpânul lumii, văzut întreaga lume în păcat. Și dragostea nespus de mare zise, un plan de mântuire am să fac. Acolo sus pe dealul căpățânii, murit a Iisus Domnul pentru noi. Acolo mi l-am răstignit păgânii și sângele lui Sfânt m-a curățit. Acolo sus pe dealul căpățânii, se moară pe Golgota, al doilea Abel coborî de sus, să pironească greu zapisiotă, blestemul să-și piargă doar Iisus. Acolo sus pe dealul căpățânii, murit a Iisus Domnul pentru noi. Acolo mi l-au răstignit păgânii și sângele lui Sfânt m-a curățit. Acolo sus pe dealul căpățânii, murit a Iisus Domnul pentru noi. Acolo mi l-au răstignit păgânii, dar sângele lui Sfânt m-a curățit. Yeah.
Hristos a înviat. Vorbim astăzi despre o înviere, dar nu o înviere oarecare. Scriptura vorbește despre mai multe învieri. Găsim trei în Vechiul Testament, trei în Noul Testament. Trei învieri pe care le-a făcut Iisus. De fapt, șase în Noul Testament. Trei făcute de Iisus și trei după ce Domnul Iisus a fost înălțat la cer. Dintre toate aceste învieri, 10 învieri, învierea Domnului Iisus Hristos a fost cea mai importantă și a fost deosebită de celelalte. Nu vorbim de o înviere oarecare, ci de o înviere glorioasă. Învierea Domnului Iisus a fost prevestită de proroci, dar a fost prevestită și de El însuși. Învierea aceasta nu a depins de altcineva. Și a stat în puterea lui Iisus Hristos. Toate celelalte învieri, toți ceilalți oameni care au murit, au avut nevoie de cineva din exterior să le aducă iarăși viața. Dar Domnul Iisus spunea în Ioan 10, 17, 18, eu am puterea să-mi dau viața și am puterea să o iau iarăși. El este un Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. 100% om, dar 100% Dumnezeu. Prin această înviere, Domnul Iisus a învins moartea și a învins păcatul. Nu a fost o înviere doar ca omul să vină iarăși la viață. Sunt anumite beneficii în urma învierii Domnului Iisus Hristos. Prin această înviere, Domnul Iisus Hristos a adus mântuirea. Prin învierea Domnului Iisus Hristos s-a refăcut relația dintre om și Dumnezeu. S-a făcut învierea. Prin această înviere, Domnul Iisus Hristos ne-a adus iarăși în această stare de împăcare cu Tatăl. Zidul care îi despărțea, spune Scriptura, a fost dat la o parte și avem acces la Tatăl. Învierea Domnului Iisus Hristos a fost confirmată de sol cerești. Au venit îngerii din cer și au spus, pentru cel căutați pe cel viu între cei morți, el nu mai este aici. Nu vorbim de o înviere oarecare astăzi. Astăzi vorbim de învierea glorioasă a Domnului Iisus Hristos și aceasta e cea mai importantă, cea mai mare sărbătoare pe care creștinii ar putea să o aibă vreodată. Sărbătorim cu fas și cu bucurie și nașterea Domnului Iisus Hristos. Dar planul de mântuire a fost desăvârșit la Calvar. Când toată lumea a crezut că a fost învins, când toată lumea a crezut că Iisus a fost biruit, când toată lumea a spus s-a terminat, totul s-a năruit. Când a venit ziua de sâmbătă și a fost o liniște deplină. Ucenicii au stat închiși, au plâns, parcă toți și-au pierdut speranța, nădejdea. A fost o dimineață, zice Scriptura în Ioan 20, s-a citit astăzi, În ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt. A venit ziua în care Domnul Iisus Hristos a înviat dintre cei morți. El n-a rămas acolo. Că nu se putea, spune și psalmistul, să vadă prea iubitul tău cu trezirea. A fost planul lui Dumnezeu dus la îndeplinire. Frați, surori și dragi prieteni, am o veste bună pentru dumneavoastră astăzi. În planul acesta de mântuire, fiecare dintre noi a fost cuprins. Iisus Hristos n-a murit doar pentru o categorie de oameni. Iisus Hristos n-a murit numai pentru penticostal, numai pentru baptiști, numai pentru ortodoxi. Iisus Hristos a murit pentru întreaga omenire. Că spunea Domnul Iisus, atât de mult a iubit lumea, încât Tatăl a zis, îl dau pe singurul meu fiu. Atât de mult ne-a iubit Dumnezeu pe noi. Spune Scriptura în Isaia, te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Vestea bună pe care vă aduc în această dimineață este că sărbătorim un Dumnezeu viu. Și în planul acesta dus la îndeplinire, fiecare dintre noi este cuprins. Simțim că facem parte din planul lui Dumnezeu. Te întreb, dragul meu, în această dimineață, făcându-ne fiecare dintre noi o cercetare, simțim că facem parte din planul lui Dumnezeu dus la îndeplinire de Iisus Hristos, planul de mântuire? Spunea fratele Ioan în această dimineață, slujim un Dumnezeu viu. De aceea și Dumnezeul acesta viu trebuie să aibă o biserică vie, un popor viu, oameni vii. Spune Apostolul Petru, voi sunteți niște pietre vii. Cum ajungem, dar în unele momente din viața noastră, să fim ca niște pietre care par se duc la fund și nu mai pot să facă nimic, nu mai pot să iasă din apa aceea. Apostolul Petru a spus, voi sunteți niște pietre vii. Că Iisus a murit pentru noi și prin viața Domnului Iisus Hristos avem și noi viața. De aceea v-aș vrea să fiți bucuroși în dimineața aceasta. N-am vrea să vă bătriști. Noi n-am venit să vorbim despre un Dumnezeu mort.
N-am venit să vorbim despre o piatră pusă la gura mormântului de unde nu mai poate să iasă cel care a fost pus acolo. Noi vorbim de unul care a înviat dintre cei morți. De aceea fiți plini de bucurie în dimineața aceasta. Primul dintre pământeni, primul om care l-a văzut pe Hristos în înviat, a fost Maria Magdalena. Poate că după calculele noastre nu funcționează așa lucrurile ca la Dumnezeu. Matematica noastră nu e matematica lui Dumnezeu. Noi oricum am calculat, zice, putea să fie altul cel din tâi. De ce Maria Magdalena? Păi de Maria Magdalena știm că a fost o femeie prinsă de duhuri, nu? O femeie legată, o femeie pe care Domnul a ajutat-o, a eliberat-o, a mântuit-o. Dar probabil că unii dintre noi s-ar uita și ar zice, probabil Petru ar fi fost îndrept să fie primul care îl vede pe Iisus Hristos după moarte. N-a fost primul. Poate alții ar zice, Ioan care la cina acea de taină a pus capul pe pieptul Domnului Iisus Hristos și vorbește el despre el însuși, ucenicul pe care îl iubea Iisus. N-a fost Ioan primul care l-a văzut pe Hristos în viață. În dimineața învierii, zice Scriptura, în ziua din tâia săptămânii, când toți ceilalți oameni stăteau liniștiți, când toți ceilalți probabil că încă dormeau, că Scriptura zice era dis de dimineață, pe când se vedea de ziua, pe când încă era întuneric afară, o singură persoană nu și-a găsit liniștea. O singură persoană n-a avut ce-i trebuia acasă. Și a zis, nu pot să stau nepăsătoare. Nu pot să dorm. Nu mai am somn. Nu mai am liniște. Îmi lipsește ceva. Și aceasta a fost Maria Magdalena. Frați și surori, câți dintre noi putem să afirmăm că ne-am întâlnit cu Hristosul înviat? Că e ușor să zicem amin în biserică, unde toată lumea ne vede și dăm bine, că am zis și noi amin, că ne-am întâlnit cu Hristosul înviat. Vreau să vă spun ceva despre Maria Magdalena. Viața Mariei Magdalena a fost schimbată de prezența lui Iisus. Atitudinea, trăirile, sentimentele Mariei Magdalena au fost schimbate în ziua în care s-a întâlnit iarăși cu Iisus Hristos. O vedem pe Maria, zice Scriptura, s-a dus. A văzut că piatra a fost luată de pe mormânt. Aleargă la Simon, aleargă la Ioan. Și le spune, au luat pe Domnul de mormânt și nu știu unde l-au pus. A intrat într-o disperare completă și a zis, a dispărut Domnul. M-am dus la el la mormânt, e piatra dată la o parte, nu-l mai găsesc noi acolo, pleacă ucenicii. Se uită Ioan, se uită Petru, nu-i, pleacă acasă. Maria Magdalena, zice Scriptura, a rămas acolo, versetul 11, ședea afară lângă mormânt și plângea. A fost o femeie care avea nevoie de prezența și de compania lui Iisus Hristos în viața ei. Din plânsul acela cu care a mers la mormânt, din disperarea pe care a avut-o, Maria a fost schimbată în momentul în care s-a întâlnit cu Hristosul în viață. De aceea spuneam în această dimineață, poate e ușor să afirmăm și să zice și noi ne-am întâlnit cu Hristosul în viață. Dar frate și soră, se vede pe fața noastră în momentul în care ne-am întâlnit cu Iisus. Și ce vorbește Scriptura despre Moise? A mers pe munte 40 de zile și a stat în prezența lui Dumnezeu. Când s-a coborât de pe munte, n-au putut oamenii să se uite la fața lui Moise. Pentru că fața lui strălucea, zice Scriptura, știți de ce? Că a stat în părtășie cu Dumnezeu. Nu putem să spunem, ne-am întâlnit cu Dumnezeu și toată viața suntem crispați. Nu putem să spunem, avem o întâlnire reală cu Domnul Iisus Hristos, cel înviat dintre cei morți. Și venim la casa Domnului și parcă atâta de greu ne deschidem. Parcă atâta de greu înălțăm o rugăciune. Parcă atâta de greu putem să lăudăm pe Domnul, frate și soră. Hristosul înviat e prezent în adunare din viața aceasta. Și mă rog prezența Domnului să aducă fericirea viața noastră. Prezența Domnului să aducă pace în viețile unde nu-i pace, unde poate-i ceartă, unde poate-i scandal, unde poate îi ceva lipsă. Dar prezența lui Iisus Hristos rezolvă toate problemele. În dimineața învierii, Maria s-a dus la mormânt de dimineață. Care sunt oamenii care au harul să se întâlnească cu Hristosul înviat? Probabil că unii puteți să spuneți, avem zeci de ani de pocăință. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Sunteți de apreciat. Și avem un respect deosebit pentru dumneavoastră. Poate că alții spun, noi de când suntem mici am fost în casa Domnului. Și vă felicităm și zicem, Domnul să vă binecuvinteze. E apreciat. Dar vreau să vă spun un lucru.
Călătoria pe care am început-o cu Iisus Hristos are finalul doar în împărăția pe care El o pregătește pentru noi. Dacă ceva intervine în timpul călătoriei noastre și ni se duce legătura cu Dumnezeu, se duce bucuria, mântuire. David și-a rezervat un timp și a zis, Doamne, înlisește bucuria mântuirii. Nu mai am bucuria mântuirii. Doamne, a săvârșit un păcat. Păi cine mai mustră cugetul pentru păcat astăzi? Știți ce a zis David? Mă doare de păcatul meu. Știu că am păcătuit, știu că am greșit, dar mă doare de păcatul acesta. Doamne, mi-am pierdut bucuria. Hai să ne facem o cercetare dimineața aceasta. Dacă cumva nu mai e bucuria mântuirii în viața noastră, n-ar vrea să facem un popas astăzi în casa Domnului. Să ne oprim aici în fața Hristosului înviat dintre cei morți. Și să zicem, Doamne, mi-am pierdut bucuria mântuirii. Cumva lumea a intrat, cumva păcatul a intrat. Dar vrem, Doamne, să fim eliberați în ziua aceasta. Cine are harul să-L vadă pe Hristos înviat? Care sunt oamenii care pot să spună, m-am întâlnit cu Iisus astăzi, când este în adunare? Mă uit puțin la Maria și am văzut că în viața Mariei, în primul rând, a fost prețuirea lui Iisus Hristos. L-a prețuit foarte mult pe Domnul Iisus Hristos. Cuvântul Domnului spune aici că plângea versetul 11. Maria plângea și pe când plângea se pleca în mormânt să se uite. Plângea pentru că avea impresia, credea. Și era pe drept ceea ce se întâmplă acolo. Că cineva l-a luat pe Iisus Hristos. Mă uit puțin în viața Mariei și văd că Maria îl prețuia pe Iisus mort mai mult decât îl prețuiesc alții astăzi. Pe Hristos înviat, viu. Ne numim o țară de creștini. Unde e prețuirea pe care ar trebui să o avem față de Iisus Hristos? Ne numim o țară de creștini, frate și soră. Hristos e viu astăzi. Dar cât de mult îl căutăm pe Iisus? Că nu poți să spui, îmi prețuiesc familia dacă nu-mi caut. Îmi prețuiesc tatăl, îmi prețuiesc copii, dar nu-i caut, nu spui ei. Prețuiesc biserica, dar nu vin la biserică. Prețuiesc pe cineva, da? Îți departe. Vreau să vă spun în dimineața aceasta. Oamenii care pun preț pe Hristosul în viață și îl prețuiesc pe acest Iisus. Îs oamenii care stau în legătură cu Iisus Hristos. Că nu pot să spui, îl prețuiesc pe El și nu mai știu când am avut ultima dată din partea Domnului ceva. Nu mai știu când m-a cercetat ultima dată, n-am mai plâns la o cântare, nu pot să mă rog, nu mai pot să nasc rugăciuni. Nu mai îmi vorbește cuvântul Domnului, parcă toate lucrurile s-au schimbat. Nu pot să spun că îl prețuiesc pe Iisus. Trebuie să existe un moment în viața noastră în care să capitulăm, să venim înaintea Domnului și să zicem, Doamne, rupe Tu orice legătură, dar fă-mi liber. Că vrem, Doamne, să avem părtășie cu Tine. Maria îl prețuia pe Iisus mort, că așa credea că este. Mai mult decât îl prețuiesc mulți români astăzi pe Hristosul viu. Și asta e o problemă cu care noi ne confruntăm. Cel puțin țara noastră. Scriptura vorbește în Luca, în capitolul 7, că un fariseu a poftit în casa lui pe Domnul Iisus Hristos. Și dintr-o dată, în momentul în care era acolo cu Domnul Iisus, fariseul în casă și probabil cu rudeile, prietenii și cei din partidul lor, al fariseilor, intră o femeie în casă. Nu era o anonimă. Scriptura spune că era o femeie păcătoasă din cetate. Ea a aflat că Domnul este prezent acolo la masa aceea. Mai mult decât atât, femeia aceasta era una cunoscută, probabil că toți au arătat-o cu degetul când a intrat în casa lui Simon fariseul și au zis, femeia asta e o păcătoasă, noi o cunoaștem. Că tare bine știm noi să arătăm cu degetul în viața altora, dar când să ne uităm la viața noastră, cam uităm să ne uităm. Știți ce a zis Domnul Iisus Hristos, ca și un sfat pentru noi oameni? O zis, decât să te uiți și să vezi tu paiul din ochiul fratelui tău, mai bine uită-te să vezi bârna din ochiul tău, curățește-ți vederea, să poți să-i vezi bine pe oamenii care s-au făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și atunci lucrurile se rezolvă. Când a intrat femeia aceasta păcătoasă în casa lui Simon fariseul, toți oamenii au arătat-o cu degetul și a zis, e o femeie păcătoasă, știm cine este. Și au zis ce spune aici Scriptura. Și iată că o femeie păcătoasă, versetul 37 din Luca 7, din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului. A dus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile, să le șteargă cu părul capului, le săruta mult și le ungea cu mir.
când a văzut lucrul acesta, fariseul care îl poftise pe Iisus, a zis, mi-am luat cea mai mare țeapă din viață. Că eu am crezut că am adus un proroc în casa mea și uite că vine femeia păcătoasă și nu zice nimic. O zis fariseul, omul acesta, dacă ar fi proroc, și îl judecă pe Domnul Iisus Hristos, ar ști cine și ce fel de femeie aceasta, că e o păcătoasă. Repede au pus eticheta. Și Domnul Iisus Hristos ia cuvântul și îi spune lui Simon, Simon, eu vreau să spun ceva. Un om a dat împrumut a doi oameni niște bani. La omul i-a dat 500 de lei, la altul 50 de lei. Și nu a avut niciună posibilitatea să-și plătească datoria. Vreau să te întreb în ziua aceasta, îi spunea Domnului Simon. Pentru că i-a iertat pe amândoi, care dintre ei îl va iubi mai mult? Și zice Simon, socotesc ăla la care îl ierta mai mult. Și a zis Domnul, drept judeci. Exact așa este. Dar acum, trecând de la omul acela care și-a dat bani împrumut la oamenii ceilalți, și venim puțin în viața ta, Simon, vreau să spun trei greșeli pe care le-am făcut când am intrat în casa ta. Intru în casa ta și nu mi-ai dat apă să-mi spăl picioarele. Și intră femeia aceasta în casa ta și începe să plângă atât de mult pentru viața pe care o trăiește, încât îmi iudă picioarele și le șterge cu părul capului ei. Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat sărutare, Simone, trebuia să faci lucrul acesta. Femeia aceasta, de când a intrat, în sărută picioarele în continuu și tot șude, zici că e o păcătoasă. Dar ea s-a întors la Dumnezeu ca o durea de păcatul ei. Și a treia greșeală pe care ai făcut-o, Simone, e că am intrat în casa ta și nu mi-ai uns capul cu un de lemn. Femeia aceasta a dus vasul acela de alabastru cu mir mirositor. Un vas de preț, un parfum de preț, un de lemn de preț. Și mi-a uns picioarele. Vreau să spun ceva de femeia aceasta. Păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate. Pentru că a iubit mult. Vă întreb, Maria Magdalena a fost în drept să meargă înaintea lui Iisus Hristos la mormânt? Când toată lumea dormea liniștită, când toți ceilalți oameni au spus, bă, noi, na. Așa ne-a oprit situația asta. Nu ne aștepta, măcar că Domnul i-a vorbit. Măcar că Domnul i-a tot îmbărbătat, i-a tot încurajat, i-a tot dat anumite detalii și i-a spus ce are să se întâmple. Și au stat toți liniștiți. Și Maria Magdalena vine la mormânt în dimineața în care Domnul a înviat. Pentru că îl prețuia foarte mult pe acest Iisus. Scriptura vorbește în Marcu 14, versetul 4. Același episod. Când au văzut că se sparge vasul acela, că iese tot un de lemnul acela, mirosele acelea. Știți ce-o zis? Asta e o risipă. Asta e o risipă. Și Domnul se uită la ei și zice, asta nu e risipă. Ea a făcut ceva pentru mine. Ea m-a prețuit mult pe mine. Nu s-a uitat la preț. Nu s-a uitat la costul vasului. Nu s-a uitat la parfumul acela. Nu, s-a uitat puțin la mine. Și a zis, pentru că îl iubesc pe el. De aceea vreau să fac lucrul acesta. De aceea nu-i greu să pun niște bani în colectă. Nu-i greu să dau la săraci. Nu-i greu să ajut. Nu-i greu să fac o binefacere. Pentru că îl iubesc pe Iisus. Noi de multe ori și ne uităm la ceea ce dăm când ar trebui să ne uităm la Dumnezeul care ne binecuvintează. Că ce avem să nu fi primit de la Dumnezeu? Frate și soră, drag prieten, nu ați vrea din ziua aceasta să-L prețuim mai mult pe Hristos? Hristosul înviat este prezent în biserica din joacă în această dimineață. Nu ați vrea să ne schimbăm puțin atitudinea față de acest Hristos înviat și să începem să-L prețuim? Mai mult de atât, zice Scriptura, în versetul 16, că Domnul Iisus Hristos i-a știut numele. Spune Marie. Pentru că nu era doar o religie. A venit acest întemeitor de religii și acum noi toți credem în el. Era o relație între Maria Magdalena și Iisus Hristos. Era o femeie care umbla cu echipa ucenicilor în lucrarea de misiune. Era o femeie care a văzut semnele, minunile pe care Domnul le făcea. Era o femeie care a stat aproape de Iisus Hristos. Și relația personală cu Mântuitorul aduce prețuirea Mântuitorului în viața noastră. Dar dacă lipsește relația, nu putem să spunem că prețuim pe Iisus. Al doilea lucru pe care vreau să spun și l-am văzut în viața Mariei a fost că Maria a simțit cu adevărat lipsa lui Iisus. I-a lipsit cu adevărat, zice cuvântul Domnului în versetul 1 și versetul 11 din Ioan, din capitolul 20. În ziua din tâia săptămânii, Maria s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric.
Versetul 11, ședea jos lângă mormânt, plângea. S-a plecat în mormânt să se uite, nu era Iisus, plângea în continuare. Era o femeie care îi simțea lipsa. Câți dintre noi simțim lipsa lui Iisus Hristos? În viața tumultoasă pe care o ducem, în multele lucruri pe care le avem de administrat, am simțit în vreo zi că ne lipsește Iisus. Când n-am cântat o cântare, când n-am citit din cuvântul Domnului, când am uitat să ne mai rugăm, când nu mai știm când a fost ultima zi de post, când n-am mai avut părtășiri cu frații, am simțit că ne lipsește Iisus. Cu părere de rău pot să spun în dimineața aceasta. În multe vieți, din multe vieți lipsește Iisus. Dar oamenii nu mai simt lipsa Lui. Am ajuns ca și Samson care a zis, am să fac ce am făcut și mai înainte. Este un om puternic, este un om capacitat de Dumnezeu, Duhul Domnului a venit peste mine, sunt nazireu. Am fost pus deoparte pentru Dumnezeu și am să fac ce am făcut și mai înainte. Numai că el și-a vândut secretele, și-a vândut viața, și-a vândut principiile. Și se zice acolo Scriptura. Samson nu știa că Dumnezeu se depărtase de la el. Câți dintre noi mai simt lipsa Domnului? Oare cum era viața lui Samson dacă simțea că Domnul pleacă de la el? Știți că în Noul Testament, ca să nu rămânem în Vechiul Testament, să creadă cineva că vorbim numai de istorie. În Noul Testament, Scriptura zice că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care este o persoană, are sentimente, poate să fie întristat și poate să plece. Câți dintre noi simțim că e pe cale să plece Duhul din viața noastră? Că rămânem goi? Că nu mai au consistență rugăciunile? Că nu mai putem să cântăm cu aceeași inimă cântare? Că nu mai putem să iubim pe frați la fel de mult? Ei, Maria Magdalena a avut o lipsă acută de prezența lui Iisus în viața ei. A zis, lipsește Iisus! E a treia zi de când nu mai este cu noi. Era obișnuit în fiecare zi în lucrarea de evangelizare, în lucrarea Domnului. Și acum nu mai era Domnul. Stătea lângă mormânt și plângea. Gândiți-vă că Petru și cu Ioan au venit la mormânt pentru că au fost chemați de Maria Magdalena. Dar cât de ușor au venit la mormânt, așa de ușor au și plecat. Zice Scriptura în versetul 10, tot nu pricepeau că după Scriptura Iisus trebuia să învieze apoi ucenicii, s-au întors acasă. Păi dacă nu mai e în mormânt, mai are acasă. Ce să facă? Dar nu stă lângă mormânt să plângem și noi, nu? Bărbați adevărați. Și Maria Magdalena rămâne lângă mormânt și zice, mie lipsește Iisus. Este obișnuită în fiecare zi cu Iisus. Este obișnuită să am părtășie în fiecare zi cu Iisus și acum îmi lipsește de 3 zile. Dacă trec 3 zile și nu citim din Scriptură, cum îi simțim lipsa lui Iisus? Dacă trec 3 zile și nu mai cântăm o cântare din harfă? Dacă trec 3 zile și nu facem nimic, nu avem părtășie cu nimeni, nu vorbim cu nimeni despre Iisus, nu se întâmplă nimic în viața noastră, mai simțim lipsa Domnului Iisus Hristos? Cuvântul Domnului vorbește că Maria Magdalena avea 2 mari motive pentru care îi lipsea Domnului Iisus Hristos. Afișează, te rog, Luca 8, versetul 2. Scriptura vorbește aici despre Maria Magdalena că a fost eliberată de 7 duhuri, de 7 dragi. Iisus a făcut această lucrare extraordinară în viața ei. Și dintr-o persoană pierdută, dintr-o femeie stricată, dintr-o femeie care avea mari probleme și nicio șansă din partea oamenilor, ajunge înaintea lui Iisus Hristos, Iisus o eliberează, care are puterea eliberării și nu rămâne nepăsătoare. Știți că sunt unii până se văd cu saci în căruță. Dacă e bolnav pruncul, dacă-s bolnav eu, dacă e tata sau mama bolnav, dacă îi cineva în suferință din casa noastră, atunci cumva ne mai apropiem. Și după? Că e important ce se întâmplă după. Unii au impresia că pot să se joace și să-L dribleze pe Iisus Hristos. Venim la casa Domnului când lucrurile nu merg cum ar trebui să ne meargă. Și Domnul face o minune în viața noastră. Credeți că Domnul face minuni? Amin. Știu că Domnul a făcut multe minuni în biserica aceasta. Știu că Domnul a vindecat pe mulți în locul acesta. Știu că a fost vindecat copii în locul acesta. Frate și soră, ce facem după ce Domnul își desăvârșește lucrarea în viața noastră? Maria Magdalena nu a zis, bine că m-a eliberat. Acum am văd de treaba mea. Versetul 3 din Luca 8, următorul verset, mai spune încă un indiciu, încă un lucru pentru care Maria Magdalena a simțit lipsa lui Iisus Hristos. Zice că Ioana, nevasta lui Cuza, Susana, Maria Magdalena, Maria mama lui și celelalte femei erau împreună cu Domnul Iisus Hristos și
și îl ajutau cu ce aveau. Unii zic, dar noi nu avem cu ce să ajutăm, noi nu putem. Știți că fiecare persoană are cu ce să ajute. Știți că o rugăciune făcută în ascuns are mare preț înaintea lui Dumnezeu. Că Domnul a zis, tu când te rogi, și aici nu se pune condiția din partea Domnului, sau nu se pune problema dacă trebuie să ne rugăm. Că Domnul nu zice, dacă te rogi, Domnul zice, când te rogi. Asta înseamnă că trebuie să ne rugăm. Tu când te rogi, intră în odăița ta și tatăl tău care vede în ascuns, îți va răsplăti. E mult mai de preț o rugăciune făcută în ascuns, în pocăință, decât o rugăciune făcută în public, cu fățărnicie. Domnul îi mustră pe farisei, pentru că își alegeau locurile cele mai aglomerate, cele mai populate. Locurile pe unde treceau cei mai mulți oameni și știți cum erau rugăciunile lor. Lungi. Ca să-i vadă oamenii. Și Domnul zice, adevărat vă spun că și-o lua răsplată. Maria Magdalena îl ajuta pe Iisus cu ce avea. Nu știu ce înseamnă asta. Să cumpere o pâine la o familie pe săptămână sau pe zi. Să pui deoparte niște bani și cu banii aceia să ajuți pe cineva. Nu știu ce înseamnă cu ce aveau nevoie. Cercetați-vă dumneavoastră. Să mergi să vizitezi un bolnav, o soră care n-a mai venit de ani de zile la casa Domnului. Maria Magdalena l-a ajutat cu ce avea. Și avea aceste două mari motive. Unu, a fost eliberată de Domnul Iisus Hristos. Și doi, era parte din lucrarea evanghelică pe care o făcea Domnul Iisus Hristos. Și având aceste două mari motive, Maria Magdalena a spus, simt lipsa. Știți când nu mai simțim lipsa? Când nu ne mai implicăm? Când nu mai ești parte din ceea ce ar trebui să faci parte. Când nu mai faci parte din lucrare, când nu mai faci parte din cântare, când nu mai faci parte din rugăciune, când nu mai simți cu biserica, nu simți lipsa Domnului. Nu mai simți lipsa părtășiei, frate. Se rupe ceva acolo. În momentul în care suntem parte dintr-o lucrare, că dacă e un grup de cântare și lipsește unul, ceilalți trei din patru, simt lipsa celuilalt. Vă spun sigur lucrul acesta. Când lipsește unul, se simte lipsa. Dar și celălalt simte lipsa. Când nu mai suntem parte din lucrare, când nu ne mai implicăm, când întotdeauna îi lăsăm pe alții să se implice, păi atunci nu mai simțim lipsa Domnului. Nu mai simțim lipsa fraților. Și se face acest mare declin. Un lucru este cert în viața Mariei Magdalena. Iisus Hristos lipsea. Și a zis, degeaba mă duc acasă. Degeaba stau și dorm. Mai bine mă duc și plâng lângă mormânt. Vreau să fiu aproape de El. Al treilea lucru pe care vreau să-l spun este că pentru Maria Magdalena, Iisus Hristos n-a fost un simplu om sau un simplu învățător. Pentru Maria Magdalena, Iisus Hristos a fost Domnul vieții ei. Se întâlnește cu Iisus Hristos și auzi ce spunea în versetul 13. Femeii au zis ei, pentru ce plângi? Ea le-a răspuns. Pentru că au luat pe Domnul meu. Și nu știu unde l-au pus. Nu era un simplu om, nu era un simplu mort, nu era un simplu învățător. Unul care a învățat noroadele, unul care din când în când a făcut câte o minune nouă. El a fost unsul lui Dumnezeu. Și pentru Maria Magdalena, Iisus Hristos a fost Domnul vieții ei. Ce ne prezintă Iisus pentru noi? Uneori îl folosim pe Iisus doar când avem nevoie. Când îi se îmbolnăvește cineva. Doamne, te rugăm să vii să-L vindeci. Ne amintim de Iisus. Când cineva nu-i pe care am mântuit, Doamne, te rugăm, mântuiește, cercetează, ieși-le în cale și Domnul să facă lucrarea aceasta. Dar ascultați-mă. E foarte important ca El să fie Domnul vieții noastre. Dacă nu e Domnul vieții noastre, atunci nu mergem pe drumul pe care trebuie să mergem înspre Împărăția lui Dumnezeu. Scriptura vorbește despre Maria Magdalena că au fost în patru ipostaze și am amintit dintre ele. Maria Magdalena, zice cuvântul Domnului în Luca 8, ceea ce citeam primele două versete, umbla cu Domnul Iisus Hristos, era parte din lucrarea evanghelică, versetul 3, apoi în Marcu 15, versetul 40, Maria Magdalena se duce la crucea Domnului Iisus Hristos, acolo erau și niște femei care priveau de departe și printre ele era și Maria. Când era crucificarea, când era străpuns Domnul Iisus Hristos și pentru noi, nu numai pentru ei atunci. Cuvântul vorbește în Ioan 20:11, o găsim pe Maria Magdalena la mormântul lui Iisus Hristos. Și apoi spune versetul 15, o găsim față în față cu Hristosul înviat. Femeia a zis, Iisus, pentru ce plângi, pe cine cauți? Era față în față cu Iisus.
Luăm toate aceste ipostaze din viața Mariei. Dacă lipsește umblarea cu Iisus, dacă lipsește momentul în care trebuie să venim la crucea Domnului Iisus Hristos, dacă lipsește momentul în care plângem pentru că nu mai simțim lipsa Lui și cumva lucrurile lumii acestea ni le-au luat pe Iisus Hristos, dacă lipsește acel moment în care trebuie să stăm față în față cu Iisus Hristos, Domnul nu este Domnul nostru. Este doar un Iisus, este doar un învățător, este doar orice altceva. Dar nu-i Domnul vieții noastre, frate și soră. Vorbim despre Toma și zicem, Toma a fost un necredincios. Așa merge vorba, nu? Domnul le-a zis să nu fii necredincios. Atenție! Știți ce a zis Toma în momentul în care s-a întâlnit cu Iisus? Toți ceilalți au fost de față și Domnul a fost prezent aici. Am împărțit Duhul Sfânt, v-a arătat o veste. Eu vreau să-L văd pe Iisus, spunea Toma. Dacă nu-L voi vedea cu ochii mei, dacă nu pun eu mâna în locul rănii, în semnul cuielor, dacă nu le văd eu. Și Domnul știe ce face? Domnul se apleacă la noi, la mintea noastră. La modul în care judecăm noi. Și zice, Toma, ai vrut să mă vezi? Ai vrut să vezi semnul cuielor? Ai vrut să duci mâna în semnul suliței? Nici o problemă, am venit acum special pentru tine. Că ceilalți m-au văzut. Știți ce a zis Toma? Domnul meu și Dumnezeul meu. Dar niciunul dintre eu nici nu a zis asta. Și noi zicem, mă, Toma. Toma a lipsit. Toma nu a fost. E adevărat. Dar Toma avea ceva în viața lui. Și l-a făcut pe Domnul Iisus Hristos Domnul vieții lui. Amin. Dacă vom merge astăzi de la biserică și Iisus Hristos nu este Domnul vieții noastre, vom avea mult de pierdut. El fără noi rămâne tot Dumnezeu. Noi fără Dumnezeu suntem nimic. N-avem nicio șansă. Și al patrulea lucru pe care vreau să-l spun este că cei ce vor să-L vadă pe Hristosul înviat trebuie să-L aibă întotdeauna aproape pe Iisus. Trebuie să-L aibă întotdeauna lângă ei. Trebuie să fie împărtășie întotdeauna cu El. Scriptura vorbea acolo când s-a întâlnit în versetul 15 cu Iisus. Femeia a zis Iisus, de ce plângi, pe cine cauți? A crezut în grădinarul și a zis, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus, că am de gând să fac ceva. Mă voi duce să-l iau. Vreau să-l am aproape. Vreau să fiu iarăși împreună cu El. Câți dintre noi, în momentul în care ne lipsește Iisus din viață, ne punem pe genunchi și zicem, mă duc iarăși să-l iau. Vreau să intru iarăși în legătură cu El. Vreau să simt iarăși fiorul Domnului Sfânt. Vreau să mă cerceteze Domnul iarăși. Vreau să primesc mesaje noaptea. Vreau ca Dumnezeu să-mi vorbească. Câți dintre noi facem lucrul acesta? Maria Magdalena a zis, eu nu mă mulțumesc să plec de la mormânt. Eu vreau să știu unde este și vreau să mă duc să-L iau. Că Iisus îmi aparține, e Domnul meu. Este al meu. Mi-a dat viața Lui, a făcut lucruri minunate în viața mea. Luca 24, probabil se va vorbi. Ucenicii care au mers spre Emaus au fost dezamăgiți, au fost dezorientați, au fost niște oameni cu morală la pământ, s-au întâlnit cu Iisus pentru că n-au știut pe Iisus. Și în momentul în care Domnul a început să le vorbească din cuvânt, Evanghelie, că asta aduce viața și înviorare. În momentul în care începe să le vorbească Domnul din cuvânt, spune versetul 29, 30, 32 din Luca 24, ceva se aprinde în viața lor. Nu mai erau acei oameni dezorientați. Au stăruit de ei și a zis, rămâi cu noi, că ce este spre seară și ziua aproape a trecut și a rămas cu ei. Versetul 30. Pe când ședea la masă cu ea, la pâine, a rostit binecuvântarea, frânt-o și le-a dat-o. Și auziți în versetul 32, după ce li s-au deschis ochii, și au zis unul către altul. Nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea Scriptura. Că s-a întâmplat ceva în viața noastră. S-a produs iarăși o licărire de speranță în viața noastră. Când ne vorbea, când ne-a adus cuvântul. Și s-au zis ucenicii. Nici nu știm de ce am venit aici, la Emaus. Hai să mergem la Ierusalim. Hai să mergem la ucenici și să le spunem că noi ne-am întâlnit cu Iisus Hristos. Oameni care vor să-L aibă aproape. Oameni care vor să-L aibă la frângerea pâinii. Oameni care vor să-L aibă aproape pe Iisus Hristos în momentele grele din viață. Frate și soră, ascultați-mă. O săptămână înainte, Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim. Au fost multe categorii de oameni, multe categorii de creștini prezente la intrarea Domnului în Ierusalim. Au fost creștinii de ceremonie care au zis, noi nu lipsim de la evenimentele speciale. Dacă intră Domnul în Ierusalim, mergem și noi prezent acolo.
Oamenii ăia creștinii de ceremonie după o săptămână au zis să fie răstignit, nu ne pasă de el. Prea un criminal, un tâlhar. În ziua când Domnul a intrat în Ierusalim, au fost acolo creștini de nevoie, niște orbi, care aveau nevoie de vindecare. Să nu fim astfel de creștini. Doar când avem nevoie să-L căutăm pe Iisus. Să nu fim creștini de ceremonie. Să nu fim doar creștini nominali, ca așa cea atunci când a intrat Domnul în Ierusalim, creștini cu numele. Și noi suntem creștini, cum să nu mergem? Păi dacă e marșul învierii, dacă e învierea Domnului Iisus Hristos, dacă e sărbătoare specială, și noi suntem creștini, frate și soră. În dimineața aceasta vreau să spun un lucru. Cel mai important lucru pe care îl putem face astăzi este să plecăm acasă cu Hristosul înviat în inimă. Amin. Că dacă nu intră Domnul în casele noastre și vom merge din casa Lui în casele noastre fără El, am pierdut absolut tot. Vom rămâne noi goi, vom rămâne tot cu problemele noastre, vom rămâne tot cu problemele pe care le avem. Oamenii care au harul să vadă pe Hristosul înviat, sunt oamenii aceia care pun preț pe Iisus Hristos. Sunt oamenii care simt lipsa lui Iisus Hristos. Sunt oamenii care vor să-L aibă întotdeauna aproape pe Iisus Hristos. Și sunt oamenii care au făcut din Domnul Iisus Hristos nu un model de urmat. Au făcut din El Domnul vieții lor. Amin. Și pentru că El le conduce viața, ei umblă călăuziți de puterea lui Dumnezeu. Vă doresc în ziua aceasta ce-mi doresc și mie și familiei mele. Hristosul învia să fie prezent în viețile noastre. Hristosul învia să intre cu noi în casele noastre. Hristosul învia să aducă mântuire în viața celor nemântuiți. Să aducă vindecare la cei bolnavi. Domnul să aducă iertare de păcate celor păcătoși apăsați de povara păcatului. Vă doresc să aveți parte de Iisus Hristos într-o măsură extraordinar de mare. Și Domnul acesta să rămână întotdeauna în viața